La Gălbinaș, tricolorul și Voința Lanuri au fost la egalitate 90 de minute. Gazdele au condus de două ori cu 1-0 și 2-1, însă au fost egalate pe finalul jocului din penalti. În prima repriză de prelungiri, oaspeții au intrat în avantaj, însă tricolorul a izbutit să restabilească egalitatea. După 3-3 la capătul celor 120 de minute, soarta meciului a fost decisă la lovituri de departajare, acolo unde fundașul gazdelor Mihăiță Cazacu a ratat, trimițând oaspeții în sferturile de final. Iată rezultatele complete din Cupa României, faza optimilor de finală. Olimpia Pogoanele, Petrolul Berca 2-4, Pescărușul Luciu, Viitorul Vernești 0-8, Unirea Stâlpu, Înfrățirea Zoița 0-1, ASE Glodeanu Siliștea, Montana Pătârlagele 2-6, Cerea Nimsmeeni, Tim Săgeata 2-1, Viitorul Tisău, Avântul Spartac Zărnești 2-3, ASE Balta Albă, Șoimii Costești 3-0, Tricolorul Gălbinaș, Voința Lanuri 8-9. Pe 12 aprilie, la sediul Asociației Județene de Fotbal Buzău, va avea loc tragerea la sorți a următoarei faze a competiției. Sferturile de finală se vor disputa pe 20 aprilie, într-o manșă unică, pe terenul echipei din eșalonul inferior.